Noul inspector școlar general al ISJ a absolvit Facultatea de Matematică Informatică și este profesor titular la Școala Generală numărul 13 din Pitești. Dragoș Dinculescu a declarat că este independent politic și că această funcție reprezintă o provocare pentru el. La minister probabil că m-a recomandat activitatea mea din ultimii ani. Am avut o foarte bună colaborare cu ministerul. Fiind inspector pe resurse umane, am fost implicat în tot felul de proiecte cu ministerul. Consider că m-am achitat de sarcini și probabil că asta m-a recomandat pentru activitate, pentru preluarea funcției. Încerc să păstrez aceeași echipă pentru a asigura continuitatea tuturor activităților în care inspectoratul școlar este implicat. De ce ați acceptat această funcție? Am considerat o provocare și am considerat că pot duce la bun sfârșit toate proiectele în care inspectoratul școlar este implicat, cunoscând foarte bine și sistemul, cunoscând foarte bine și echipa de aici. Deci am avut o bună relație cu directorii unităților de învățământ, cu cadrele didactice. Vreți să spuneți că nu aveți susținere politică? Am spus că nu sunt membru niciunui partid politic. Susținere politică? Deci în momentul în care sunt într-o funcție, am fost numit de un partid care este la guvernământ, care probabil că mă va susține în toate acțiunile. Întrebat de presă ce știe despre plecarea lui Gabriel Bratu, noul numit în funcție a dat răspunsuri evazive și a ținut să-i mulțumească fostului inspector pentru lucrul în echipă și pentru colaborare.